Bună ziua, sunt Mihai Ros de la stoparu.ro. Așa cum am promis, astăzi vreau să vă prezint un pic sursele mele de inspirație la lucrările pe care le fac în stupină. Una dintre surse este și cartea scrisă de Mălaiu și publicată în 1976, Sporirea producției de miere. Aici am găsit multe informații pertinente, care mie mi s-au părut informații utile și am început să le folosesc. Astăzi aș vrea să spicuim împreună despre creșterea albinelor de producție, acele albine care ne vor da mierea în sezon. O mică paranteză, Mălaiu vede familia de albine la două nivele de-a lungul sezonelor. Nivelul de reproducție, nivelul din afara sezonului de cules, în care familia își păstrează un potențial bun, undeva la 2 kg aș aproxima eu din ce am citit în această carte, ca foarte repede sau cât mai repede posibil, înainte de sezon, să putem aduce populația la nivelul de producție, care ar trebui să fie undeva la 6-8 kg pentru a fi sigur că acea familie dă maximul care poate să-l dea într-un sezon de cules și ne aduce cele mai mari cantități de miere. Dacă nu reușim cu o singură matcă să ajungem la 6-8 kg de albină, Mălaiu recomandă să folosim chiar tehnologii de apicole de lucru cu două mărci. Aici avem un exemplu, o pus în paralel familii mai slabe cu familii puternice, să vedem cam care este plusul de miere la familiile puternice. Și dacă luăm un exemplu, o familie de 3 kg de albine, care probabil că e destul de normală, la cel puțin la stuparii de hobby, această populație la începutul culesului, ea va strânge, să zicem, de la 20 de kg de miere, din care un 10 kg trebuie să lăsăm ei și 10 kg se extrag. Acum, dacă luăm o familie care este de 3 ori mai mare, deci avem 9 kg de albină, ea nu va aduna doar de 3 ori mai mult. Asta se știe, această lege se cunoaște în apicultură, raportul între populație și cantitatea de miere strânsă este exponențial, adică nu crește în aceeași măsură, ci crește chiar mai mult producția de miere la o cantitate mai mare de albină culegătoare. Deci cantitatea de miere strânsă de o familie de 9 kg nu va fi de 3 ori cantitatea strânsă de o familie de 3 kg, adică 20 ori 3, 60 de kg, ci posibil de 90 de kg, estimează aici Mălaiu. Deci avem un surplus de 30 de kg în plus, unde este și acest raport de 150% mai mult față de familiile mai slabe. Considerând că dublăm rezervele de hrană lăsate după cules, adică nu lăsăm 10 kg, ci 20 de kg, putem face de la acea familie 70 de kg marfă față de 10 kg cât făceam de la o familie mai slabă, de 3 ori mai slabă. Bun, deci avem nivelul de reproducție în care avem o putere, un potențial care îl menținem și nivelul de producție în care acel potențial deja s-a împlinit și am ajuns la o populație foarte mare. Bun, acum să vedem cum trecem de la nivelul de reproducție la nivelul de producție. Creșterea albinelor de producție. Nu o să mă opresc asupra tuturor activităților combinate care ne ajută să ajungem la acel nivel maximal de producție. Amintesc doar faptul că, din experiența mea proprie și cred că
la majoritatea stuparilor de hobby, cum sunt și eu, se uită un aspect foarte important, hrănirile de stimulare și pregătirea de toamnă. Fără o familie puternică introdusă în la iernat, nu vom putea profita la maxim de culesul de anul viitor. Deci acesta e un lucru important pe care trebuie să-l ținem, inclusiv o lecție pentru mine, că nu am făcut, cel puțin anul acesta, am neglijat familie de producție, m-am ocupat mult de roi, care sunt foarte bine, după cât erau de mici arată foarte bine, în schimb, familie de producție de care nu m-am ocupat în toamnă, nici nu le-am prea deschis, au ajuns foarte mici, ați văzut în filmele precedente, am avut și o familie mică, foarte micșorată, care cred că nu va trece iarna. Bun, deci ne pregătim de toamnă, ajungem cu familii puternice la iernat și ce vreau să discutăm astăzi este legat de hrănirile de stimulare proteice din iarnă. Și aș vrea să răspund la trei întrebări legate de aceste hrăniri. De ce le facem? Când le facem? Și la ce stupi le facem? Am vrut să abordez această temă fiindcă mi se pare ca un tabu în România, hrănirile proteice timpurii. În această parte, Mălaiu încearcă să răspundă la întrebarea de când trebuie să începem hrănirile de stimulare pentru a avea familia pregătită la un nivel corespunzător când începe culesul. Punctează două aspecte pe care lui se pare că în acea perioadă stuparii le interpretau greșit, și anume nivelul maximal al pontei măcii, care unii îl estimau atunci undeva la 2000 de ouă pe zi, iar el consideră că mai realist ar fi să-l considerăm undeva la 1000 de ouă pe zi, după studiile care le dă făcute de Orosipal, un cercetător maghiar. Iar al doilea aspect este acest nivel maximal de pontă, al pontei, nu se instalează brusc și atunci putem începe să calculăm, ok, din ziua cu tare avem 1000 de ouă pe zi. Nu, trebuie să muncim ca să ajungem un pic la acel nivel de 1000 de ouă pe zi, adică să stimulăm dinainte familia de albine pentru ca într-o anumită perioadă să ajungă la 1000 de ouă pe zi. Normal, ponta, acel nivel al pontei se datorează și mărimii familiei de albine. Dacă este prea mică, chiar dacă matca e foarte bună, nu va putea depune destule ouă, fiindcă albinele nu reușesc să încălzească și să pregătească atât de multe celule. Și să urmărim un pic calculele lui. El estimează că ar fi nevoie undeva de 22 de zile pentru a se atinge ritmul de ouat maximal al măcii. Pe urmă, din momentul în care matca depune câte 1000 de ouă pe zi, până ce va ecloziona prima serie de 1000 de albine, este nevoie de 21 de zile, exact perioada de eclozionare a albinei lucrătoare. Deci avem 22 de zile în care am hrănit pentru a se instala ritmul de ouă de 1000 de ouă pe zi, pe urmă 21 de zile ca să înceapă să eclozioneze acele serii de câte 1000, iar pe urmă din a 20, din această zi încolo putem considera că în fiecare zi avem 1000 de albine ieșite. Până în acel moment eu am considerat că cu puietul care eclozionează și mai puțin de 1000 pe zi plus pierderea albinelor bătrâne ce au iernat, reușim să menținem acea cantitate de 2 kg de albine pe care am iernat-o, să zic. Bun, deci după aceste 22 plus 21 de zile, în fiecare zi vom avea câte 1000 de albine, ceea ce înseamnă că după 42 de zile vom avea undeva la 42.000 de albine apte de
albine eclozionate. Aici am aproximat eu 10.000 de albine la 1 kg și atunci toată această populație nouă am aproximat-o la 4 kg. 2 kg plus 4 kg mi-ar da 6 kg și atunci putem considera că avem o populație bună de a începe un cules. Dacă totalizăm toată această perioadă, ne dă 85 de zile, deci aproximativ 3 luni. Asta înseamnă că dacă vrem să intrăm și să folosim un cules timpuriu de rapiță, să zic, care la mine începe undeva în prima parte a lunii aprilie, câteodată chiar de pe la foarte aproape de începutul lunii, chiar de la pe la 1-7 aprilie, asta ar însemna că noi de la începutul lunii ianuarie trebuie să începem stimularea pentru a ajuta familia să ajungă la nivelul maximal. Acum ajungem un pic la răspunsul întrebării la ce stupi putem începe hrănirile atât de repede. Și o să citesc direct de aici, în mod categoric, declanșarea ouatului măcii și creșterea intensă a puietului începând din luna ianuarie se poate face numai în familiile, la familiile în putere și cu rezerve de hrană în stup. Bun, și aici e partea în care vă specificam că Mălaiu se referă la hrănirile proteice. Hrănirile stimulente de primăvară în perioada timpurie, ianuarie, februarie, până la apariția polenului în natură, este pe deplin eficientă numai dacă se administrează și substanțe proteice, polen sau înlocuitorului acestuia, dar la familiile mari. Se mai punctează și faptul că dacă nu există rezerve de proteină în stup sau nu se administrează hrană proteică, albinele vor folosi din corpul lor gras, care nu este suficient pentru a crește puie doar o perioadă scurtă de timp și va duce la o uzură accentuată a albinelor cu un efect mic și de scurtă durată privind creșterea puietului. Deci, dacă nu avem hrană proteică, degeaba începem stimulări cu energetic, fiindcă puiet nu vom avea foarte mult până se termină corpul gras și apoi vom avea o familie îmbătrânită care va deceda uzată și va deceda rapid. Apropo, am mai găsit undeva în capitolul care urmează informația că creșterea puietului este este activitatea care uzează cel mai mult albinelor. Deci nu procesarea hranei, ci creșterea puietului uzează cel mai mult albinele. Hrănirea stimulentă în perioada arătată, deci începând din ianuarie, se face prin administrarea de turte energoproteice amplasate deasupra cuibului. Administrarea acestor turte se va face atât timp cât ele vor fi consumate. De regulă, odată cu apariția polenului în natură, consumarea de către albine a turtelor proteice încetează. Acum, probabil la ce turte se foloseau atunci, într-adevăr, înceta consumarea lor, însă eu ce am observat, cel puțin la podișor Proteic Boost cu Hive Alive sau alte turte moderne pe care le-am încercat, uite, o turtă Candy Polline, am încercat-o acum azi vreo 2 ani, produsă în Italia. Aceste turte le consumau albinele chiar și dacă venea polen din afară. Deci le consumau ca nebunele. Deci, răspunsul este clar. Facem stimulări din iarnă doar la familiile puternice, la familiile slabe, dacă le stimulăm, facem mai mult rău. Și aici se adeverește un pic cutuma aceasta care există în România, că nu începem hrănirea cu turtă proteică, se poate face doar pe final de iarnă, undeva prin februarie, după ce deja au avut zbor de curățire familie de albine, fiindcă la majoritatea stuparilor de hobby, familiile sunt mici, adică nu iernăm familii de 8 rame care probabil că aveau un 2 kg de albină, ci iernăm familii mult mai mici. Probabil o medie ar fi, nu știu, 5 rame.
la care, într-adevăr, aceste starturi rapide sunt mai dificile. Eu personal m-am riscat, fiindcă temperaturile în Franța sunt mai mari, nu e ca în România, și ați văzut, am făcut hrăniri proteice din ianuarie la familii medii spre mici. Să vedem ce iese. Dumneavoastră luați ce... luați învățămintele bune și învățați din greșelile mele. Cel puțin după ce crede Mălaiu, și mai sunt semnale în această direcție și de la stupari profesioniști din România, se pot da hrăniri proteice încă din ianuarie, încă dinaintea zborurilor de curățire, dacă familia este puternică. Îmi explic acest lucru prin faptul că acea hrană proteică va încărca mai multe, se va distribui în mai multe intestine de albine și atunci nu se vor încărca atât de tare intestinul albinei ca să nu reziste până la un următor zbor de curățire sau până în primăvară. Altfel se încălzește o familie puternică și altfel depune efort pentru a aduce temperatura la 35 de grade, cât știm că este necesar pentru creșterea puietului chiar și în ianuarie. Și probabil că mai există și alți factori care explică de ce o familie puternică poate primi hrană proteică încă din ianuarie. Acum știm că și în natură, adică la familiile care nu sunt stimulate, undeva de prin 15 ianuarie, multe familii în zonele temperate, nu vorbesc de zone gen la munte, vor avea puiet. Vor avea puiet și atunci, de fapt, ceea ce facem noi este doar o stimulare a unui instinct natural de a crește puiet încă din ianuarie. Ele... Oricum, pentru acel puiet consumă păstura pe care o au la îndemână acolo pe fagurii ghemului. Deci, oricum consumă hrană proteică. Noi ce facem doar să mai adăugăm și un surplus, care se pare că familiile puternice pot să-l ducă în spate și să dea rezultate bune de la această stimulare. Pe de altă parte, există și curentul în care stuparul nu stimulează deloc iarna, tocmai pentru a nu se crește puiet. Această activitate de creștere a puietului aduce cea mai mare uzură albinei și atunci există și curentul în care stuparul încearcă să aducă niște condiții peste iarnă în care stupul să nu înceapă să crească puieța, să crească cât mai puțin, pentru a încerca să păstreze cât mai multă din acea populație de iernare. Nu știu cine are dreptate, cei care încearcă să țină acea albină bătrână sau cei care încearcă să o schimbă mai repede prin stimulările de creștere a puietului. Acel puiet, când iese, vă dați seama, aduce albină tânără în stup, care dă un plus foarte important populației deja îmbătrânite. Acestea sunt cele două curente existente, deci un curent în care încercăm să înlocuim populația încă din iarnă și un curent în care încercăm să păstrăm populația pentru a putea crește puiet în primăvară. Eu, după cum vedeți, sunt adeptul primului curent, de a încerca să înlocuim albina cât mai repede, să ieșim în primăvară cu o populație cât mai întinerită, care să dea un boost mult mai puternic în primăvară față de celălalt curent în care încercăm să menținem populația bătrână până în primăvară și abia în primăvară să dăm drumul la creșterea puietului, dar atunci cred că va apărea acea micșorare a populației care apare în primăvară mult mai pregnant decât în cealaltă atitudine în care încercăm să întinerim populația. Nu argumentez în niciun fel
alegerea mea este o alegere personală, așa simt eu, așa cred eu, posibil să nici nu am dreptate, mulți tupari, v-am spus, sunt adepții celălalt curent, asta este atitudinea mea. Bun, mulțumesc că m-ați urmărit, îmi cer scuze că nu reușesc nici cum când mă apuc să vorbesc de albine să fiu scurt. Știu că aceste filme ar trebui să fie cât mai scurte posibile, probabil în viitor o să, dacă o să fie apreciate aceste filme teoretice, și o să le mai fac, o să încerc să mă îmbunătățesc, să fiu mult mai scurt, să prezint mult mai direct ideile, dar deocamdată asta am reușit să fac, să produc. Numai bine și nu uitați, stuparul.ro înțelege pasiunea și afacerea dumneavoastră. O iarnă cât mai sănătoasă, cu pierderi puține și vă urez să aveți stup puternici în primăvară, cu dezvoltări foarte, foarte bune și care să ducă la culesuri realizate. Numai bine!